un autre truc encore. La naissance de ma fille. Je vais le voir. Je dis, oui, coach, on jouait contre Craiova la semaine d'après, c'était la semaine internationale. Et après, on joue contre Craiova. Oui. Je vais le voir. Je dis, coach, j'ai la naissance de ma fille. Est-ce que je peux aller? Il venait juste d'arriver. Il me dit, on verra. Je dis, comment ça, on verra? Je dis, non, je veux aller à la naissance de ma fille. Pendant une semaine, je suis parti voir. Je dis, ouais, je vais aller à la naissance de ma fille. Il me dit, tu vas, tu fais 2 jours. Je dis, comment ça, je fais 2 jours? Déjà, le temps, moi, que j'aille en Belgique, revenir, je perds déjà un jour. Je ne peux pas aller pour un jour. Je vais pour 3 jours au moins. Il dit, non, déjà que tu as du poids en trop, tu dois venir, tu dois. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Je vois. Parfait. Il me dit, non, tu fais 2 jours, le temps de partir et revenir, tu reviens, je ne sais plus, c'était un jeudi, je crois. Tu reviens le jeudi. Et je dis, ok, ça va. Je reviens, on joue contre Craiova, il ne me prend pas dans le groupe. Je ne suis pas dans le groupe. Oui, mais laisse-moi chez moi alors. Tu vois, en fait, il y a plein de choses Et qui sont. pourquoi tu penses qu'il a fait cette chose-là? Je ne sais pas. C'est ça Moi. avec toi ou tu as écouté une situation pareille avec des autres collègues? Après, bah, les joueurs qui mettaient pas. Que M. Bekali critiquait Salomao, le défenseur. Comme il s'appelle, je sais pas, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et en Planitch? fait, non pas Planić, le Bulgare. Mais depuis que tu as sorti, il t'a dit quelque chose? Oh, Sorti il où? t'a parlé avec. T'as parti Où? de FHSV. T'as parlé avec. Est-ce qu'il peut parler avec moi? Est-ce qu'il peut parler avec moi? Je ne sais pas, un message peut-être pour Tu te sais? demander pourquoi tu dis tout ça? Regarde ce qui va se passer. Les journalistes vont lui poser des questions. Il va dire, je ne parle pas d'un joueur qui est plus au FHCB. Tu verras. Moi, je suis même prêt. On fait une conférence, lui et moi, face à face. Si je mens, il va dire, tu es un menteur. Ou si je dis la vérité, il va dire, oui, tu dis la vérité. Parce que moi, j'ai plein de. Il y a des gens, il y a des preuves. Tu peux demander à certains joueurs qui étaient là que. Il avait quelque chose contre moi. Je ne sais pas quoi, mais il avait quelque chose contre moi. Mais t'as fait quelque chose quand il est arrivé, t'as rigolé, t'as traité, je sais pas, pas sérieux, un entraînement, quelque chose pour. Non, non, non. Non, non, non. Après, si j'ai fait quelque chose, moi, je lui ai toujours dit, coach, si j'ai fait quelque chose ou s'il y a quelque chose, c'est mieux que vous me le disiez en face. Je l'ai toujours dit. Tu peux demander à Dike, à Reggae, au coach Reggae, à Dike. À Rednitch, à Andone, à tous les coachs que j'ai eus, même que ce soit au Dynamo, s'il y avait quelque chose, j'allais les voir. Da, nu erai supărat că n-a fost lăsat să-și vadă fica nou-născută. Ne-am amuzat în timp ce ne uitam că nici nu știa cum îl cheamă pe colegul lui, fundașul bulgar, nu? Ciorbar Dischi. Ce Da, părere ai? mai Tu aveai rar. colegi Mai care nu rar. știau cum se numesc, pe care nu-i știai după nume? Hai să nu fi, să mă dai o mare și să Așa, zic că îi că știai pe toți. nu, însă cei care, la care vreau să fac referință, măcar mă informam înainte și întrebam numele dacă îmi scăpa sau Bine, ceva de acum gen. să nu fim răutăcioși, cred că se întâmplă situații la o echipă de fotbal să apară de azi pe mâine un fundaș, stă Da, două meciuri și pleacă. corect. E Corect. posibil, dar pe de altă parte Însă, vorba ta, trebuie să te informezi. fundașul la care a făcut referire Da? a Și s-a jucat vorbit și câteva s-a vorbit meciuri. mult despre el. L-ai nominalizat Da, tu Ciorba Dischi. pe parcursul interviului. Și apropo de asta cu nașterea copilului, am trecut și Cum eu e? Ia zi-mi printr-o exact cum ți se pare chestie. corect, că o să fii și antrenor, ai fost și Da, jucător. Aliuță. Eram cu Așa, el în cameră, eram da? în cantonament în Germania cu vazluiul și s-a născut cel de-al treilea copil Da. exact când eram acolo. Și a cerut permisiunea domnului Hizo să plece din Germania pentru 2-3 zile, să-l vadă și să se întoarcă în cantonament și nu a fost lăsat. Acum la el a fost un pic diferită situația, poate înțelegea că nu este lăsat să meargă în condițiile în care se baza pe meciul următor, pe el. Însă faptul că nu l-a luat în lot în acel meci și nici nu a fost lăsat să meargă să vadă nașterea sau să-și vadă copilul imediat la naștere, cred că acest lucru l-a deranjat foarte mult pe Bizonu și din punctul meu de vedere
pe bună dreptate. Crezi adică, că ar fi meritat să zică, ok, ia-ți o săptămână în mijlocul sezonului, eu și tău. Prin Premier League și prin campionatele mari din lume, cam așa se face. Adică, deci a fost cumva absurd vintilă. Nu știu, ei știu ce probleme au acolo, însă, din punctul meu de vedere, dacă nu te bazezi pe el la meciul următor, îl lași. Sau aici dacă nu are lași, și el dreptate, pentru că spune, exact. Nu m-ai ținut, nu m-ai lăsat să mă duc și pe aia mi-ai spus că îmi fac lași, măcar ia-l în lot, rezervă, joacă 20 de minute, 30 de minute, nu joacă deloc. Însă să nu-l iei nici în lot și să nici nu-l lași să meargă 4 zile, 3-4 zile la Belgia, la el acolo, e absurd. Bine, și Noerea a mai avut probleme, ne aducem aminte de faptul că el era într-o formă foarte bună, marca constant, deși era rezerva lui Alibek. Și țin minte că după două goluri, nu mi-amintesc meciul, patronul FCSB Gigi Becali a spus că poate să marcheze și 10, tot Alibek va juca titular pentru că trebuie să-l vindem. Te întreb pe tine, cum te simți ca fotbalist când auzi așa ceva? Ai un super meci, joci foarte bine și îi spune patronul, stai liniștit că tot pe bancă stai. E greu. Atunci trebuie să găsești în tine resurse ca să continui pe această linie, pentru că trece acea euforie după ce ai marcat două goluri, ai o zi pauză sau a doua zi vii la recuperare, a treia zi ai pauză și după aia trebuie să revii la antrenament cu niște scopuri, cu niște țeluri. Și în subconștient acolo tu te gândești, mă, vin, mă pregătesc foarte bine, dar iar va juca. Tu ai avut vreun moment ăsta în care să joci foarte bine și să... Că ai avut și tu niște patroni. Am avut, ai prins niște patroni incredibili, Marian Iancu, Porumboiu. M-am țin. Nu vreau să comentez acest subiect. L-a expus pe larg și patronul așa. Respectiv în cu Porumboiu avut lui și așa. Bine, și cu bine Iancu la Timișoara ai avut niște show-uri mari. Cu Iancu la Timișoara a fost o chestie de moment care s-a interpretat într-un anumit fel, am avut de suferit după aia, peste parcă și Alexa era băgat. Nu, Alexa era atunci, se operase și era la Stuttgart, nu jucam în perioada aia okay. În care a fost și Alexa, a fost acuzat de plat. Mă rog, da, în fine. Hai să vedem ce spune Noire despre competiția cu Alibek, dar și despre kilogramele în plus despre care toată lumea spune că i-au dăunat mult în carieră. Revenim. Par exemple, quand je suis arrivé, Alibek était meilleur, je l'avoue, oui, et Alibek devait jouer, était meilleur que moi. Il marquait à chaque match quand je suis arrivé. Et toujours gros, tout le monde disait qu'il est gros, que trop corpulent, que de toi. Oui, mais... Tout le monde, Alibek, Noere et Budescu, comment ça, dit ça. Mais quand tu commentes pour nous Budescu, Alibek et Noere, qui étaient les meilleurs à cette époque-là? c'est les trois, comme vous voulez, c'est les trois gros, oui. Mais c'était nous les meilleurs. Mais qui a eu le plus kilo, toi ou Alibek? Non, moi. Moi, tu sais, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas dire non, c'est moi qui avais plus de kilos. Les gens disent, oui, j'ai des kilos en trop. Comme j'ai dit à Donchou. Donchou, si tu es un mec qui a beaucoup de kilos, mais qui marque à chaque match, tu vas le mettre ou tu ne vas pas le mettre? Toi, en tant qu'entraîneur, tu fais quoi? Qui te fait gagner les matchs à chaque fois. Regarde, j'ai des kilos en trop. Ouais, j'ai des kilos en trop. On a joué contre Lazio. Qui était le meilleur joueur sur le terrain? Avec des kilos en trop. Il n'y a rien pour moi. J'étais là. Ok. On a joué contre Hajduk Split. Qui était le meilleur joueur sur le terrain? Et qui a marqué? On a joué contre Bercheva. À Bercheva. Je vais dire, moi, j'ai rien contre Mémé. Hein. Mémé a dit que je voulais pas me faire opérer parce que j'avais la sélection de Côte d'Ivoire qui voulait me prendre pour la CAN. C'est vrai. Je suis parti voir, je dis Mémé, la sélection de la Côte d'Ivoire m'ont appelé pour peut-être faire la CAN avec eux. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, mais tu dois te faire opérer. J'ai dit, Mémé, dis-moi la vérité. Et si je mens, il faut dire la vérité. Si je mens, il va dire oui, c'est la vérité, c'est pas la vérité. On était dans le vestiaire quand il va. Je lui dis, mais écoute, sois sincère avec moi. S'il y a l'euro pour un joueur roumain qui est susceptible de faire l'euro, est-ce que tu lui conseilles de se faire opérer, oui ou non? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a fait ça. Ça veut dire quoi ça? Ça dépend. Non, ça veut dire quoi ça? Il me fait ça. Moi, parce que
je suis étranger. Moi, c'est ce que j'ai senti. Hein. Je suis étranger. Peut-être c'est une nation africaine qui veut le prendre. C'est pas bon. Va te faire opérer. Il n'y a rien. Ça fait rien. Oui. Si c'est un Roumain qui allait en sélection de Roumanie, ils allaient tout faire pour le mettre d'aplomb pour pas qu'il se fasse opérer. Comme une autre fois, quand Mémé dit que quand on est parti en Antalya, les joueurs de Beşiktaş, Quaresma a dit qu'on a des gros dans l'équipe. Il a dit ça à Tekchira, soi-disant. Je suis parti voir Tekchira, je lui ai dit Tekchira, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as dit à Mémé ou Quaresma, il m'a dit, j'ai jamais dit ça. Oh, donc c'est inventé pour Mémé. Il faut demander à Mémé d'où il sort ça. Moi, je ne sais pas si c'est inventé. Oh, peut-être Quaresma, il est parti le voir, il lui a dit ça. Et s'il a dit, il a dit en portugais. Avec Mémé, il ne parle pas, non? Bah, je ne sais pas, Mémé, il parle beaucoup de langues après. Oh, oui? Combien? Il parle français, il parle anglais, il parle italien. Tu sais, Mémé, je l'adore. Hein, parce que même quand il est parti, Mémé, je ne sais pas si les gens ils ont vu, j'ai mis un message comme quoi qui me manquait. Et Mémé, je l'adore, tu vois. Mais il ne faut pas dire des choses qui sont fausses.